Bună ziua, Diana, bună, Florin. Așa este, dacă Nadia a luat primul 10 din istoria gimnasticii românești, acum 42 de ani la Montreal, ultimul 10 i-a aparținut fostului gimnast și actualului antrenor al lotului național de seniori, Marius Urzică. Și chiar acesta este aparatul unde Marius a luat nota 10 în anul 2001. Bună, Marius! Cum te simți acum, după ce în 2001 ai luat nota 10? Da, îmi readuc aminte cu mare plăcere, chiar dacă eram foarte mic, am urmărit ulterior acele evoluții ale lui Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, care a luat primul 10. Atunci aveam doar un an, nu știam despre ce este vorba, nu știam ce înseamnă gimnastică. Datorez părinților mei acest lucru, că m-au îndrumat spre acest sport. Am reușit cu ajutorul antrenorilor să muncesc și să-mi împlinesc visul de a reuși să obțin și o notă de 10. Acum, nota 10 nu mai există în gimnastică. Cum văd gimnaștii lucrul acesta? Da, până acum, până în momentul când se schimbe acest cod de punctaj, exista acea notă 10, un lucru extraordinar pentru sportivi, pentru că în afară de faptul de a câștiga, de a obține medalii sau de a câștiga cea mai prețioasă medalie, aceea de aur, era și faptul de a obține acel 10 perfect. E puțin mai dificil, într-adevăr, schimbându-se codul, acum sunt note care nu pot fi controlate, sunt note de 14-15 în funcție de dificultatea adusă pe aparat de fiecare sportiv. Știu că și băiețelul tău, Alexandru, face gimnastică. Te gândești că la un moment dat această notă 10 va reveni chiar în momentul în care el va fi în vârful carierei? Nu știu dacă va reveni acea notă. Într-adevăr, cum spuneați, Alexandru face și el gimnastică. Sper să-mi calce pe urme și de ce nu să reușească să obțină mult mai multe medalii decât am reușit eu. Este foarte talentat, este muncitor și îi place ceea ce face enorm. Marius, când am venit în sală, erau foarte mulți gimnaști aici. Vă pregătiți pentru campionatele europene. Ce așteptări ai? Da, erau foarte mulți sportivi, urmează după masă, în această după masă să avem un antrenament controlat, inclusiv cu cei mici, cu juniorii și cu seniorii. Și cum spuneați, da, ne pregătim în primul rând pentru campionatele europene, care vor avea loc în Scoția. O primă etapă de verificare în privința campionatelor mondiale, care vor avea loc la Doha, în octombrie-noiembrie, să zic octombrie, începutul în noiembrie, care este o competiție mult mai importantă și care este prima etapă de calificare pentru Jocurile Olimpice. De la Jocurile Olimpice, ce așteptări ai? În primul rând, trebuie să luăm treptat. Cum am spus, vom începe cu aceste campionate europene ca un test, dar bineînțeles că ne dorim să ne toacem cu medalii de acolo. Nu este simplu, avem foarte mulți sportivi care au probleme de sănătate. Sperăm la momentul respectiv să fie apt și să putem să ne prezentăm cât mai bine posibil. Sperăm să reușim să câștigăm medalii. Marius, ce se întâmplă cu gimnastica masculină românească? Din păcate, sunt din ce în ce mai puțini copii care intră în sălile de sport și acum aș spune că nu neapărat în gimnastică, în tot ceea ce înseamnă sport în România. Părinții sunt, cred că, cei care trebuie să îndrume copiii, să-i îndrepte, pentru că la o vârstă fragedă un copil nu poate să decide singur sau să spună vreau să fac gimnastică sau vreau să fac atletism. Gimnastica este un sport destul de greu și atunci când copiii dau de greutăți, când sunt puțin forțați, să spun așa, să facă mobilitate sau anume unele elemente, atunci intervine frica și dacă nu este acel părinte sau acel antrenor care îl coordonează să-i ajute, posibil să plece. Din păcate, sunt din ce în ce mai puțini copii și asta afectează și selecția pentru competițiile foarte mari. Voi cum puteți să-i atrageți? Cum puteți să-i aduceți în sălile de sport și la gimnastică? Tot prin faptul de a le spune că este un sport de unde este o ramură în care te dezvolți foarte bine și ai posibilitatea ulterior să mergi spre orice alt sport și mai mult decât atât este un sport frumos în care avem tradiție, cum bine se știe și Nadia și alte sportive care au obținut 10 sau care au adus foarte multe medalii României. Tocmai de aceea este un sport cu tradiție și ar fi binevenit ca mulți copii să se îndrepte către sălile de gimnastică. Vreau să întreb Marian Drăgulescu, cum se simte? Merge la Olimpiadă? Noi ne dorim din tot sufletul, iar are și el ceva probleme de sănătate, a fost operat la inimă. Din păcate, deocamdată, el este
în situația în care nu poate să participe, pentru că are de stat după această operație 3 luni de zile, după care îi se va da avizul medical și atunci el va putea fi unul din componenții echipei. Când va urma, va fi următorul Marius Urzică, cel care va aduce din nou, nu nota 10 pentru că nu mai există, dar o notă mare pentru România? Noi sperăm să existe. Cu acești copii pe care avem acum la ora actuală, muncim din greu și sperăm ca roadele acestei munci să se vadă la competiția supremă, la Jocurile Olimpice, acolo unde fiecare dintre ei visează să obțină aur. Marius, noi îți mulțumim mult de tot și mult succes. Mulțumim. Florin, Diana, înapoi la voi în studio. Mulțumim frumos, Floriana! Mulțumim, Floriana!